Da? Putem să începem? Da, ok. Bună ziua, bine v-am regăsit. Suntem cu 5 etape înainte de final. Cel puțin rapidul mai are 5 etape. S-a disputat un meci din etapă. Suntem la 5 pași de obiectivul pe care l-am propus, salvarea de la retrogradare. Vom vedea cum ne vom comporta. Ceea ce vreau să spun este că rapidul va juca până la sfârșit, așa cum a făcut-o și până acum, numai pe teren. Și că rezultate ciudate de genul cum apar în campionatul nostru la alte echipe și sunt scoase în evidență și de dumneavoastră și de alții, nu vor apărea niciodată la Rapid. Vom juca numai pe teren și acest lucru este știut. Bun. Conversia de presă de astăzi, înaintea meciului cu Iași, un meci și nu mai știu ce epitete să folosesc alături de important, este crucial, nu știu, orice epitet este potrivit în momentul de față. Conversia de presă are ca protagonist astăzi pe domnul Cristiano Bergodi. Îngândura, după cum o vedeți, dar din cauza vremii, nu din altceva. Da. Da? Și Daniel Pancu, cine putea să vină la o conferință de presă cu Iași? Știți cât de iubit este la Iași. El este din acea parte a țării. Întotdeauna meciurile cu cei de la Iași au avut o încărcătură aparte, nu? Cam așa ceva. Bun. Cristiano, câteva cuvinte despre meci și, pe urmă, așteptăm întrebările colegilor ziariști. Luni seara vom întâlni o echipă bună, o echipă care de la începutul returului a făcut cele mai multe puncte și atunci meciul e un meci greu, dar sunt mulțumit de ceea ce ved în cursul antrenamentele și mi se pare că băieții au același opinia decât același opinia mea și zic eu că mergem la Iași pentru a cerca, normal, să castigăm 3 puncte. Și repet, meciul e foarte greu, dar ceea ce ved mi place mult, băieții am obținut până acum 2 victorie și o remiză și zic eu am jucat oricum bine. Mi se pare că băieții au încredere în ceea ce fac și asta mi place și mi dă încredere că la Iași putem face un meci frumos, eu zic. Este un meci... Vreau să-l las și pe Daniel Pacu, da, care știți bine legat de Iași, da, prin multe lucruri. Total de acord cu Mister. Întâlnim o echipă neașteptat de bună în acest retur de campionat. Surpriza cea mai plăcută a campionatului, dar absolut meritat, pentru că au un joc care place, un joc modern, un joc organizat și absolut meritat sunt unde sunt acum. De partea cealaltă, noi la fel venim după 3 jocuri bune, după 3 rezultate bune. Eu îl consider și meciul cu Botoșaniu ca un rezultat bun, pentru că am întâlnit o echipă foarte bună. Și moralul nostru de asemenea este unul bun. Suntem Rapid București, avem entuziasm și normal, pe lângă faptul că suntem obligați să mergem să jucăm, să-l câștigăm, va fi un meci, eu zic, deschis și la urmă să fim noi cei care ne bucurăm.